Iulian Miu a revenit ca și jucător la Steaua după pauză de 16 ani. În vârstă de 43 de ani, Iulian Miu a intrat azi în ultimele 10 minute ale partidei amicale de la Câmpul Mușcel, dintre Academia Mușcelor și Steaua București, scor 2 la 0 pentru Roșalbaștri. Ovaționat la intrarea pe teren de către Galeria Roșalbaștri, Miu s-a descurcat bine în minutele petrecute pe teren. El s-a legitimat și a efectuat vizita medicală în această săptămână și speră să joace cât mai des pentru Steaua în nouă sezon. După 16 ani am revenit iarăși la Steaua ca jucător și ca antrenor, dar uite că ăsta a fost primul meci. Am jucat și o 10 minute, o să discut cu antrenorul principal oprița să mă bage și pe mine, mai mult că merit. M-am descurcat bine din punctul meu de vedere, acum să vedem ce apreciere am de la, de la voi. A fost frumos. Suntem într-o perioadă de pregătire, ușor-ușor ne îndreptăm spre meciul de cupă care va fi miercuri, îi așteptăm pe suporteri în număr cât mai mare, au fost și astăzi alături de noi și îi așteptăm și miercuri la, la meciul de cupă, ușor-ușor să ne pregătim pentru Liga 3-a. Noi acum o să facem o echipă, cu care putem să jucăm și în Liga 3. Antrenorul Daniel Oplița s-a declarat mulțumit de evoluția lui Iulian Miu în amicalul de azi, dar spune că nu garantează nimănui de la Steaua un post de titular în noul sezon. O evoluție bună, adică aveam încredere în el, că o să, pentru la experiența lui știe cum să, o să stea în teren, are plasament bun, a intrat destul de bine, a câștigat duelurile, mi-a arătat că pot avea încredere în el și în, în campionat.